Salutare! Ce facem atunci când avem un calculator nou, performant, neperformant, Office? Acum majoritatea vin fără unitate de citire a DVD-urilor sau a CD-urilor. Nu vin cu așa ceva, nu se mai produc. Dar totuși, dacă avem pe un CD o informație pe care vrem să o vedem, există o modalitate. Nu e gratis, pentru că trebuie cumpărat un astfel de DVD player și atunci practic tot avem nevoie de DVD player, dar avantajul e că ăsta e unul extern. Ce înseamnă asta? Are aici frumos o mufă, vine cu cablu USB și pur și simplu capătul ăsta USB l-am băgat în calculator, în laptop, în ce avem noi și gata, avem un DVD player funcțional. Avantajul e că e portabil și n-am nevoie de el, bag în dulap, nu trebuie să te ia să mă deranjezi. Vedem dacă și funcționează. Este ăsta, avem CD-ul, vedem dacă îl și citește, e plug and play, nu trebuie configura nimic, doar îl bagi și atâta. Cum ar trebui să ne apară pe ecran ce am băgat CD-ul în el. Vă recomand totuși să-l țineți direct, nu să vă jucați acum cum mă joc eu cu el. Scoate sunete din urâte. Dar uite că îl citește. CD-ul asta e important. După ce ne-am făcut treaba, îl scot frumos și îl bag înapoi în dulap și nici nu o să știe nimeni că am așa ceva. Și acum mai să intrăm pe Google să vedem și cât costă unul, pentru că, na, din păcate v-am oferit o alternativă așa cu bani. Și văd că pe net e până în 100 de lei unul cu tot cu transport, hai să spunem. Asta e o investiție pe care, na, trebuie făcută dacă știi că mai trebuie cu CD-urile și dacă aveți voi vreo alternativă mai bună decât a mea, gratis, vă rog să mi-o spuneți și mie în comentarii. Pa, pa!